Cum arată lucrurile la București pentru Partidul Național Liberal? Dumneavoastră sunteți președinte la PNL Așa sectorul 1. Cum arată lucrurile aici? e. Noi avem Cu 2 încredere. zile înainte de alegeri. Eu zic că o să aveți o surpriză foarte plăcută, pentru că, pe de-o parte, e o echipă nouă a PNL București, extrem de muncitoare, extrem de implicată, cu Violeta Alexandru și ceilalți președinți de sectoare. Chiar a fost o campanie foarte muncită. Eu vă spun, în sectorul 1, în afară de noi, probabil a mai ieșit PMP-ul pe stradă, noi așa am văzut, restul partidelor eu nu l-am văzut implicându-se, mergând înspre cetățean să înțeleagă nevoi, griji, să discute, să dezbată soluții. Ori noi am ieșit în fiecare zi, repet, cu respectarea măsurilor, dar am avut în medie 15-16 acțiuni pe zi în tot sectorul. Și astăzi am avut aproape, cred că 20 sau 21 de acțiuni. E parte din normalitatea unei campanii politice pe care înțelegem să o ducem împreună cu oamenii, alături de ei. Și eu spun că în ziua de duminică vor veni și roadele acestei abordări, în sensul că bucureștenii vor veni la vot și vor alege Partidul Național Liberal.